Tocmai am filmat clipul cu butonul de argint de la YouTube a doua oară, pentru că prima dată nu știu ce s-a întâmplat, dar s-a șters clipul. Eu bănuiesc că am greșit în momentul în care am transferat clipurile pe calculator și cred că aveau același număr, același denumire din sistemul aparatului și probabil i-am dat replay sau i-am dat skip, nu știu, în fine, oricum nu mai aveam clipul, așa că l-am filmat a doua oară și acum a venit curierul din nou. Mi-a adus un topper, mi-am comandat un topper pentru pat cu memorie, pentru că salteaua asta pe care o am e prea dură. Și Lily, bineînțeles că ronțăie cutiile de pe aici, pe jos. Eu mă apuc acum să editez clipul și mai am încă câteva clipuri de editat, după care voi merge până la poștă. Am ceva colete de ridicat și aș vrea să fac un pic de curățenie aici în camera, pentru că este horror. Aici e topărul. A fost și cu asta o încurcătură cu firma de curierat, dar în fine, bine că a ajuns. Farfuria de azi e foarte colorată. Mi-am făcut o omletă cu roșii, gogoșar, ceapă verde și brânză sărată. Îmi place maxim asta și, bineînțeles, fără pâine. Azi e cheat day, să știți, pentru că fac o mâncare un pic nesănătoasă. Fac cartofi pai cu carne prăjită, legume, cașcaval, ceapă caramelizată, să zicem. Dar, o să vedeți la final, este extraordinar de bună și un fel de comfort food, pentru că aveam chef de ceva mai nesănătos un pic, dar făcut în casă, nu cumpărat. Prima dată așezați cartofii pai în farfurie, pe urmă cărnița. Asta e ledul meu care e epileptic. Și cașcaval peste. Fiindcă asta e lui Andrei, vin foarte mulți ardeiuți peste. Și un pic de ceapă verde. Așteptăm să se topească cașcavalul. Lily, ce faci acolo? Lily, în cap bine? În cap bine cu pășetuța? Ia uitați-o pe Lily ce face. A ocupat scaunul de make-up. Trebuie să vină o clientă la machiaj. Și ea, bineînțeles, că s-a pus pe tron deja. Așa, Lily? Ce faci? Te speli? Te aranjezi? A avut o problemă la ochișori, de asta acum e mai sensibilă. Și nu vreau să o chinui cu spălatul. Așa, Lily? Aici, la ochișorul ăsta, a avut o problemă. Am pregătit aici tot pentru machiaj. Și am să scot pe parcurs restul produselor în funcție de ce machiaj dorește doamna. tocmai ce mi-a sosit comanda de la Suculent Garden și mi-am luat niște suculente. E foarte fain ambalat coletul, de-abia aștept să le deschid. Ce mari sunt plantele! Văd că am primit și instrucțiuni de îngrijire, ceea ce e super. Bună, dragile mele! Astăzi vreau să fac un vlog în grădină. Aici am în spate trandafirii, mă rog, ultimii trandafiri, și am să transplantez câteva suculente pe care le-am primit acum recent, dar au vasul mult prea mic, așa că am să le transplantez astăzi și am să vă arăt ce folosesc. Apoi vă arăt pe aici prin grădină ce flori sunt noi și în special pe cele pe care am să le las peste iarnă afară. Și fiindcă e o zi așa super, cum am gândit că e perfect ca să și filmez între timp, așa că sper să vă placă acest vlog. Bun, am aranjat aici pe masă tot. Mă ajută și Lord, în caz că nu știți pe Lord, el este Lord. Și am cumpărat asta de la Kaufland recent, doar că este foarte verde, încă nu are toate culorile scoase la suprafață, de-abia acum începe, văd roșu, să se contureze puțin, pentru că a văzut soarele ieri și astăzi, și acestea n-am să-i schimb ghiveciul, pentru că pământul este foarte bun și am pus doar o mască albastră, se va potrivi foarte bine cu roșu și galben, culorile ei însorite, așa că hai să începem. Mi-am pregătit aici ustensilele, am cumpărat un pământ special pentru cactus și suculente, de fapt, este un mix gata preparat, sper să fie ok, văd că conține și nisip și pietriș. Hai să începem, am pregătit aici câteva dintre florile pe care am să le mut și după aceea, acum vă explic, după care am să pun muzică. Scot frumusețea asta, o curăț de pământul ăsta vechi și trebuie neapărat la suculente să le curățați aici la bază, pentru că este prea mult pământ și atinge petalele, chiar dacă deja au început să se formeze rădăcini. Am să schimb pământul ăsta pentru că nu îmi place. Am să și dau jos una. Și pe asta am să o pun la înmulțit. De asta îmi plac suculentele, pentru că se înmulțesc continuu și nu mor niciodată, decât înnecate. Că mai trebuia pământ. Nu mi-ajunge doar un singur pachet din ăsta. Și prima e gata, frumusețea asta, care se va colora intens, deja este și văd culorile, asta văd că e o altă petală care e cam obosită, așa că am să o dau jos, ca să rămână cât mai fresh. Nu știu dacă vedeți, dar asta are și un puiuț aici, care de-abia aștept să iasă la suprafață. Astea sunt niște rădăcini prea bătrâne, așa că am să le tai, le rup și asta va duce la dezvoltarea de noi rădăcini. Oh, mai are încă un puiuț aici! Ce drăguț! Deci are doi. Super! Și aici s-a rupt din cauza transportului. Asta e. Fac loc aici. Am lăsat puii descoperiți ca să nu îi înnec cu pământ. Astea am să le arunc și pe astea am să le înmulțesc. Vă arăt și cum am să le înmulțesc imediat. Asta e rezultatul final. La cele de acum am murdărit puțin masa pentru că am udat. Și astea sunt frunzulițele pe care le-am plantat acum. Pe astea nu le ud. Nu-i voie să le udați până nu încep să dea rădăcini noi. Astea sunt puișorii, viitorii puișori. Și aici sunt coloratele. Pe acestea le-am adus din Egipt și s-au adaptat foarte, foarte bine. Ba mai mult s-au și întins, s-au crescut foarte mult de când le-am adus. Și astea vor merge în casă la iarnă. Mai am și aici câteva frumuseți pe care nu le-am mai udat cam de 2 săptămâni. Și am făcut acum ultimul mix, ultimul îngrășământ pentru ele. Am amestecat apă și un pic de îngrășământ pentru cactus. Aici sunt celelalte frunze pe care le-am pus la înmulțit. Pe asta am cumpărat-o recent. Acum o săptămână am pus-o la înmulțit și uitați, deja a dat. Asta fiind o plantă mare, se mulțește destul de repede și va face puișor în curând. Să vă arăt și culorile de toamnă. Încă nu s-au colorat prea tare urechelnițele astea, dar astea văd că au mai crescut, bineînțeles și ierburile astea dintre ele. Iedera asta îmi place foarte mult, tot ce e variegat îmi place. Și astea încep să se coloreze în roz. Sedumurile astea, ia uitați ce faine sunt. Asta e o rătăcită aici. Și asta. Aici am un cactus inimioară. Ăsta va rămâne afară peste iarnă, e rezistent. Și aici am o altă chestie care a fost foarte încăpățânată și mă enervează ierburile astea din jur. A fost încăpățânată pentru că n-a vrut să crească până n-am mutat-o aici singură. Deci a trebuit să o mut singură ca să își revină, să fie frumoasă. Și mai am aici încă un busuioc. Sedumul ăsta tot variegat. Opsi! Asta văd că s-a uscat. La fel și aici, pentru că dă puiuți. Și aici am cactusii care rămân afară peste iarnă. Deja încep să se deshidrateze. Și mai am aici încă câteva care încă mai fac flori. Lord, ce faci? E un pic surd. Și acesta a fost clipul despre plante, vlogul mai bine zis despre plante. Mie îmi plac plantele și florile, mă rog, florile îmi plac de foarte, foarte mică. Cum am și loc unde să le pun. Astăzi a fost un clip în care să vă arăt doar despre cum îngrijesc suculentele, cum le plantez, ce îngrășământ le pun. Dar dacă vreți data viitoare am să vă scriu sau să vă zic și cum se numesc sau cum au culorile alea așa frumoase. Da, Lord, exact. Asta zic și eu. Da, exact. Da. Bun, și dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like și ne vedem la vlogul următor. Pa, pa!